Hello! Astăzi vreau să vă povestesc puțin despre cum să facem motivația mai departe, pentru că ieri am discutat despre primul pas și anume setarea obiectivelor și să scăpăm de scuzele pe care ni le găsim de fiecare dată când vrem să începem o schimbare. Este foarte important să facem lucrul ăsta pentru noi. Este primordial să setăm obiectivele în așa fel încât să găsim motivația pentru a scăpa de kilogramele în plus prin anumite metode. Bineînțeles, vă dau dreptate și este normal să o facem în primul rând pentru sănătatea noastră. Dar dacă suntem tineri sau nu ne știm cu probleme de sănătate, nu avem anumite hopuri în viața noastră din punct de vedere al sănătății. Ce ne poate motiva să reușim să scăpăm de kilogramele în plus? Ei bine, este foarte important să scăpăm de complexele pe care le avem, pentru că atât timp cât avem kilograme în plus, suferim de anumite complexe care ne strică cumva atât pe plan psihic cât și pe plan fizic. De ce zic asta? Pentru că am trecut și eu pe acolo. Am avut 117 kg. Poate nu mă afișam ca fiind o persoană complexată de felul în care arăt, dar cu siguranță simțeam anumite frustrări interioare pe care le acumulasem, din păcate, din cauza kilogramelor în plus. Și chestia asta cu haideți să ne acceptăm așa cum suntem, mă refer la kilograme în plus, să știți că nu este sănătoasă pentru noi, din multe privințe. Pentru că trebuie să facem ceva să scăpăm de kilogramele în plus, în primul rând pentru sănătatea noastră, în al doilea rând pentru felul în care arătăm, pentru că atât timp cât ne simțim complexați de felul în care arătăm, nu vom reuși nici psihic sau sufletește să fim liniștiți. Și ca să ne găsim liniștea interioară, trebuie să lucrăm în a scăpa de problema pe care o avem. Nici de cum pentru a o acoperi. Fiindcă atât timp cât acoperim problema și noi găsim rezolvarea, nu reușim să scăpăm de acea problemă. Iar problema kilogramelor în plus începe de obicei din copilărie. Zic asta pentru că eu sunt unul dintre cazurile respective. Aveți mare grijă și la copiii voștri, la alimentație. Nu-i lăsați și nu-i scăpați de sub control, pentru că este o mare problemă, este o problemă în rândul copiilor deja. Obezitatea nu este ok. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta, să-l conștientizăm și să facem ceva în privința asta. Iar dacă ne știm cu probleme cu kilogramele în plus, trebuie să acționăm. Nu merită să trăim o viață în care să ne facem fericite papilele gustative și să ne bucurăm de anumite gusturi, anumite plăceri culinare, atâta timp cât știm că ne fac rău. Trebuie să ne gândim la felul în care arătăm, la sănătatea noastră, la starea noastră de bine până la urmă. Pentru că acea plăcere pe care o simți pentru moment îți face rău în timp. Și acumulate în timp, plăcerile respective duc la kilograme în plus. Ceea ce nu este normal pentru noi și nu este corect pentru noi. Iubiți-vă mult, aveți grijă de voi și începeți să vă simțiți bine și să faceți ceva pentru voi. Pentru că meritați!